Ucrainenii mai au cam 6 săptămâni de vreme bună ca să continue contraofensiva. Ce se va întâmpla după aceea pe frontul Ucrainei, nimeni nu știe cu exactitate. Însă americanii spun că până acum, în aproape 600 de zile de conflict, cam 500.000 de soldați au fost uciși sau răniți de ambele părți. Săptămâna aceasta, președintele Volodymyr Zelensky va vorbi la ONU, se va întâlni cu liderii Congresului Statelor Unite ale Americii și va fi primit de președintele Biden la Casa Albă. În a doua vizită făcută pe teritoriul american după începutul războiului din Ucraina. Însă înainte să ajungă în Statele Unite ale Americii, Volodymyr Zelensky a dat și un interviu pentru celebra emisiune 60 Minutes la CBS. Iată ce a transmis publicului american. Can you give up any part of Ukraine for peace? Ні. No. This is our territory. You must have it all, including Crimea. Сьогодні ми з вами. Ви мені про це сказали, ви бачили, я нагороджував людей. І today, you and I, you said it to me. You saw me awarding people medals. Well, today is a day like that. A week ago, I gave awards to parents of soldiers who have been killed. There were 24 families of the dead. There was a woman, she was with 3 children. There were parents, very old, they could barely walk, and they had had only 1 son. One of the women was pregnant. She arrived holding a baby in her arms, and she was pregnant. And that baby will never see. What should I tell them? That all of them died so that we could say, it's okay, Russia, you can take it all. Це складна місія, розумієте, да? Нагороджувати. It's a difficult job. You understand me, right? Giving awards to people whose faces show their whole world has collapsed? And all I can give them, all I can give them, is victory. Înainte să ajungă în Statele Unite ale Americii, Volodymyr Zelensky avertizează pe americani că Vladimir Putin va folosi din nou amenințările nucleare ca să genereze instabilitate în timpul alegerilor de anul viitor. The Russians have suffered grievous losses without resorting to nuclear weapons. And I wonder if you believe that the threat of nuclear war is now behind us. I think he's going to continue threatening. He's waiting for the United States to become less stable. He thinks that's going to happen during the U.S. election. He'll be looking for instability in Europe and the United States of America. He will use the risk of using nuclear weapons to fuel that instability. He will keep on threatening. Săptămâna aceasta, Zelensky va cere președintelui Joe Biden rachete cu rază de acțiune mai mare, iar Congresul american dezbate un alt pachet de ajutor pentru Ucraina de 24 de miliarde de dolari. The United States of America is supporting Ukraine financially, and I'm grateful for this. I just think they're not supporting only Ukraine alone. If Ukraine falls, Putin will surely go further. What will the United States of America do when Putin reaches the Baltic states, when he reaches the Polish border? He will. This is a lot of money. We have a lot of gratitude. What else must Ukraine do for everyone to measure our huge gratitude? We are dying in this war. Look, if Ukraine falls, what will happen in 10 years? Just think about it. If the Russians reach Poland, what's next? A third world war? Mai multe despre interviul lui Volodymyr Zelensky și vizita acestuia în Statele Unite ale Americii discut alături de Adrian Cioroianu, fostul ministru al afacerilor externe al României. Bine v-am regăsit, domnule Cioroianu. Bună ziua tuturor! Vedem așadar, domnule Cioroianu, un interviu în care Volodymyr Zelensky atrage cumva atenția asupra pericolului reprezentat de Rusia lui Putin și pentru Occident, nu doar pentru Ucraina. Cât e adevăr și cât e tentativa lui Zelensky de a atrage un nou sprijin din partea Statelor Unite ale Americii? Până la urmă, cred că e destul de greu din perspectiva noastră să judecăm un președinte aflat în stare de război, ceea ce se cheamă un președinte de război. Alegerii declarații trebuie analizate în contextul realității lui. Nu se gândește la noi, nu se gândește la
pericolul care ne-ar pândi sau nu se gândește în prima instanță. Volodymyr Zelensky este președintele Ucrainei, luptă pentru rezistența Ucrainei și evident că, din perspectiva sa, dușmanul împotriva căruia luptă este unul de dimensiuni planetare sau, mă rog, cel puțin continentale. Deci e injust, chiar dacă el exagerează, e injust să-l acuzăm de acest lucru, câtă vreme rolul său este acela de a-și apăra țara și de a-i mobiliza pe cetățeni. Dar vedeți, noastră, el nu vrea doar să-i mobilizeze pe ucrainieni, el încearcă să-i mobilizeze și pe restul europenilor, occidentalilor, inclusiv americanii, și pentru aceasta el spune că Rusia e o amenințare pentru mai multe țări și dacă pică Ucraina vor urma și altele. Nu mai contează dacă e adevărat sau nu, pentru că, la de vorbit, nimeni nu știe ce ar face Putin sau ce ar fi făcut dacă trecea prin Ucraina în 5 zile. Cine știe ce urmă? Dar cum credeți că se va desfășura întâlnirea lui Volodymyr Zelensky de la Washington? La ce să fim atenți și la ce să ne așteptăm cumva? Cu siguranță trebuie să fim atenți nu la prezența lui Zelensky la reuniunea ONU. Din păcate, reuniunea din acest an pare una destul de delicată din perspectiva liderilor țărilor, statelor din Consiliul de Securitate. Se pare că doar președintele Biden va fi prezent din liderii țărilor din Consiliul de Securitate. Ceilalți, din diverse motive, nu vor fi prezenți. Zelensky va fi, dar nu prezența sa la ONU va fi de urmărit, ci întâlnirea care va urma cu președintele Biden și eventual întâlnirea care va urma cu membrii Congresului American, unde, într-adevăr, el vrea să mențină atenția trează pentru sprijinul acestora dat Ucrainei, inclusiv din perspectiva a ceea ce aminteați, 24 de miliarde de dolari, sumă pentru care Biden, președintele american, trebuie să obțină sprijinul inclusiv republicanilor din Congresul American. Și pentru asta Biden va trebui să facă ceea ce se cheamă o ofensivă de farmec, așa, la adresa tuturor democrat sau republican din America. Mulțumesc tare mult, domnule Cioroianu, pentru expertiză și concluzii. Eu vă mulțumesc, o zi bună!